Bazinele de not vor fi refăcute în această primăvară prin metode speciale, astfel încât la deschiderea oficială a sezonului estival, turiștii să găsească cele mai bune condiții la ștrandul din Ostroveni. Principalul punct de atracție al verii este ștrandul din Ostroveni. Trebuie să ne îngrijim ca la 1 mai, când preconizăm că vom deschide porțile acestei baze de agrement, cetățenii vor constata că, într-adevăr, au posibilitatea să petreacă timpul liber într-o ambianță plăcută, într-un mediu civilizat. Se lucrează foarte mult la bazine, se lucrează la parcări. Eu cred că baza de agrement va fi schimbată, va fi modernizată, astfel că cetățenii vor petrece, așa cum vă spuneam, clipe frumoase în această vară, care se anunță una lungă, una fierbinte. Ștrandul din Ostroveni este mândria orașului Râmnicu-Vâlcea. Sperăm ca prin aceste lucrări să îi schimbăm puțin fața, pentru că trebuie să ținem pas cu vremurile, să ne modernizăm. Astfel că am contactat specialiști care ne pot da cele mai bune indicații pentru ca cetățenii să poată să se scalde în condiții și de maximă siguranță, ca apa să fie în permanență curată, se lucrează la membrana bazinelor, e foarte importantă sănătatea celor care vin să se scalde la ștrandul din municipiul Râmnicu-Vâlcea, astfel că eu zic că știm ce avem de făcut și în aproximativ o lună și ceva, baza Ostroveni va arăta foarte frumos. Având în vedere gradul mare de uzură al bazinelor, având în vedere faptul că acestea au fost puse în folosință cu foarte mulți ani în urmă, încercăm să modernizăm în principal piscina de apă sărată, care este punctul principal de atracție al bazei de agrement Ostroveni, prin modernizarea și repararea rigolelor. Se aplică o tehnologie destul de modernă pe bază de rășini și cuarț. De asemenea, ne vom ocupa de reabilitarea instalațiilor sanitare. Vom încerca să mai aducem un echipament de captare energie solare. Am avut foarte multe sesizări anul trecut în acest punct de vedere. Vom căptuși toate bazinele cu apă dulce, de asemenea se vor demara acțiuni ample de vopsire. Amenajăm parcarea astfel încât vizitatorii să poată folosi parcarea în mod civilizat.